Deci o speranță pentru femeia care protestează zilnic în fața legislativului. Asta pentru că Parlamentul nu are dreptul să intervine în deciziile instanței de judecată. Barbara Zingan spune-se că va continua protestele până când fiul ei va fi eliberat. Zilnic, Varvara Zingan protestează în fața Parlamentului, cerând audiența la președintele Marian Lupu. Șeful legislativului declară că femeia a fost primită de nenumărate ori la comisiile parlamentare și la vicepreședintele Maria Postoico. Ce să facă Parlamentul? Să cheme procurorul să-i spună, ia, revizuiește acest caz. Și procurorul general și domnul Clima de la Consiliul Superior al Magistraturii mi-au spus că în cazul dat trebuie să meargă contra legii. E altă întrebare. De ce doamna stă în fața Parlamentului și solicită ingerința Parlamentului? Nu exclud, fiindcă sunt și asemenea informații, că și financiar și logistic e o acțiune cu un substrat de alt caracter. Varvara Zingan cere eliberarea fiului său, închis acum 3 ani pentru omor. Femeia declară că dosarul lui a fost falsificat. Ea spune că nu va renunța la proteste. Am stat în ploaie. Am stat pe gerul cel mare, că zic, dacă nu mă văd așa, poate mor vedea pe timpul rău. Că nu m-a văzut dumnealor să-mi acorde ajutorul care este în puterile lor. Am să continui până ori da cu minciunile înapoi. Președintele Marian Lupu a rugat încă o dată comisiile parlamentare de profil să examineze cazul femeii.